la hectar. Avem nevoie de asemenea de soluții moderne pentru irigat. Știm foarte bine că sistemul de irigație în România încă se bazează pe metoda veche de pompare a apei din Dunăre și chiar în Parlament spunea un domn senator, nu e normal să lăsăm apa să ajungă în Dunăre și după aceea să o pompăm înapoi în sistemul de irigații. Deci este nevoie, repet, de soluții moderne pe care cercetarea trebuie să le ofere producătorului român. Altfel, după cum vedeți, s-a ajuns ca foarte multă parte din sămânța utilizată în România să provină de la companii străine, sigur nu avem nimic împotriva lor, dar ne-am dorit ca cercetarea românească, institutele și stațiunile de cercetare să oferă material genetic de foarte bună calitate. Avem probleme, de exemplu, în sectorul ovinelor, unde piața europeană este net deficitară și se aduce pe piața europeană carne din Noua Zeelandă și Australia, iar România, care este mare producător, este în primii producători de ovine din Uniunea Europeană, nu reușește să iasă pe piața europeană pentru că rasele noastre nu sunt rase specifice pentru carne și atunci nu este practic acceptată de către consumatorul european și suntem forțați să ne adresăm țărilor arabe cu animalele în viu.